toată ziua ne amintesc. Un grav accident rutier produs în Rusia în 2015 a luat viața unui cuplu de moldoveni. Este vorba despre Ion și Elena Paladi, de 32 și respectiv 27 de ani, originari din satul Obreja Veche, raionul Fălești. Și la cap, și la ciuruțele, amândouă erau rupte. O tăiat, că până l-au scos, el era vărătat în... Da, fiica dumneavoastră? Fiica tot, era jumătate de față, n-am văzut-o. În mașină se mai afla fiul lor de doar 6 ani, care a rămas orfan. Tata cu mama sus, ei sunt gerași tăi. Bunica, spune că bunilu să fac o scară, n-am să duc la tine să-i văd. Cum s-a produs accidentul? Cine se face vinovat? Și din ce bani Lucia Catană își crește nepotul? Doamne, Dumnezeule, chiar pe amândoi, măcar unul s-a rămas. Unul s-a rămas, s-a avut ori tată, ori mamă. Astăzi vă povestim istorii de viață care merită vorbite. Lucia Catană împreună cu soțul și nepotul de 15 ani locuiesc în satul Obreja Veche, raionul Fălești. De aproximativ 9 ani, femeia încearcă să se împace cu gândul că fiica ei nu mai este și să-i ofere nepotului dragostea pe care nu a avut-o din partea părinților. Doamna Lucia, îmi pare foarte rău ce s-a întâmplat cu fiica dumneavoastră și vă mulțumesc că astăzi ne-ați primit în casa dumneavoastră să vă povestiți durerea care o aveți pe suflet. Vreau să vă întreb dacă vă mai amintiți ziua când s-a întâmplat accidentul. În toată ziua ne amintesc. Dumneavoastră erați acasă aici, da? Da. Soțul zice că nu știu, a sunat cuscra Nina. Zic să o sun, să văd. Și m-a sunat așa dimineață. Cam era 7:30, 7:30, așa. Și o sun, zic, și cuscăr, și s-a întâmplat. Dar el zice că a murit banii meu. Zic, cum a murit? Zice, e că așa a murit o pățtăvare. Adică ginerile dumneavoastră? Da. Eu o sun pe Elinuță, pe fata mea. O sun. Pe un telefon se duce... Chemare? Da, pe unul nu, parcă ne-l închide cineva. Dar soțul îmi zice că dă-i pași, că e, cred că amul s-a întâmplat așa și avai cu Vania, cu Mișulic și băițelul era cu dânsă în mașină. Ei toți trei erau. Și văd că ei nu răspunde, zic că mă duc în deal la cuscră, că ei trăiesc încolo, înspre școală. Mă duc să văd ce s-a întâmplat cu Vania, cum așa? Intră în casă, mă rog, plângem, tăți. Zic, dar deși Lenuța nu răspunde. Dar cu scrăci, cum să răspundă dacă e tot e moartă? Păi Mișulic e în comă, așa, din reanimație. În puțelul. Da. Nu înțelegem cum așa, de unde s-a luat asta, dar ei să fășe grăjdanstva în... Cetățenie. Ce, da, în Omsk. Și o chemat-o să duc în zăoșeie cu Mișa. Ei amândoi să fășeau, Vania avea vidnajetelstva, dar ei n-aveau. Un taxist o adornit și o dat. Dar ei se duceau, ei în ce oraș locuiau? În Surgut. Și mergeau în Omsk? Da. Dar când s-a întâmplat? Dimineață, noapte? Dimineața, pe la 5, așa. Așa, dimineață, da. Mergeau ei încolo? Da, da. Și erau cu mașină? Da, cu mașina lor. Vania îi duce pe dânsă și el trebuie să întoarne înapoi. Dar cine este Vania? Ginerile. Ion. Da. Noi Vania îi ducem. Și cum s-a întâmplat, doamna Lucie? Ei se deplasau normal? De-a spus lor el și de la... semafor și aștepta să treacă. Și
Nu știu cum, de nu l-au văzut. Chiar așa l-au venit direct în trânș odată. Un bărbat cu taxiul? Da, un băietan. Și el totodată a decedat și el, băietul și ala. Dar fiica dumneavoastră și ginerile au murit acolo, au murit pe loc? Da, pe loc. Dar pe Mișa trișeau niște lucrători, au zis că se dușeau la lucru și s-au oprit să vadă și nu era încă nici salvare, nică nu era acolo, numai ei tăți erau cu mașinile. Și când s-au coborât, parcă au văzut că el se foiește, nu știu, și că au văzut că el e jiu, mișlec. Da, era mașină? Da, da. Și de-amu chemat salvarea și pe Mișa l-a luat la... El a stat în comă vreo 2 săptămâni, mai timp. Când noi am mormântat, el în ziua și s-a revenit. Și mi-a zis, tot trage de aparatele și ele. Dar cât avea el? 6 ani. Dar cine era în față și cine era în spate? Eu și, după spusul lor, Lenuța era în spatele lui Vania și Mișulică era alături de Lenuța. Și mașina, probabil, dacă ei au murit pe loc, mașina probabil a fost fărmată. Fărmată. Pe Vania l-a scos cu... O tăiat că până l-a scos. El era vărătăt în... În șer acolo? În șer. Dar fiica dumneavoastră? Fiica tot. Era jumătate de față, n-am văzut-o. Nu știu, și era cum era, că au zis că nu umblăm deloc la dânsă să ne uităm. Dar cuscra dumneavoastră, cum o aflat? Cine i-a sunat? I-a sunat de acolo, de la că este un verișor de-a lui Vania acolo surgut. Și el i-a sunat. Dar aici la Moia Mahalau tot a sunat la vecini, dar nimeni nu vrea să ne spui. Ce ați făcut cu cuscra când ați aflat că ginerile, fata dumneavoastră, au murit în accident? Mii de kilometri până acolo, ce ați făcut? Ce am făcut? Am răcnit până eu am dus acasă. Voi nu ați mers încolo? Nu, pe urmă eu m-am dus. După ce i-am mormântat, m-am dus și am șezut cu Mișa în spital. El era cioruțele rupte, fața tot nu se înțelege, era tot negru, tot dacă așa avare mare și... Și eu de când m-am dus, în ziua și l-a scos din reanimare. Așa am stat cu dânsul. L-am învățat din nou a merge, așa mi spun cioruțele lui pe miele, prin caridor. Dar el unii mai tare a fost lovit? El a fost și la cap, și la cioruț, și eu nu știu, el cred că ori a chicat, nu știu cum a fost. Era și maxilarele, și nasul, și... Dar dumneavoastră, după asta, ați discutat cu nepoțelul? El își amintește ceva sau nu? Da, eu când de-am pășea înșa din spital, nimeni nu vroia să-i spui de el. Eu când m-am dus acolo, în reanimare, m-a făcut așa că nu mă vadă el, că eu plâng, nu mă ochi în eu. Eu când l-am văzut, mă vorgheam cu dânsul, dar el îi zice nici. Bunica, dar eu îmi gândesc că tu ești mama. Dar noi când am venit acasă, acolo nu-i putem, dar el dă-i telefonul. Dă-i telefonul să-i sună mama, dă-i telefonul să-i sună tata. Dar pe dumneavoastră și i-ați spus când v-ați dus acolo în spital, unii mama și tata? Am ușa să vie. Că nu putem să-i spun deodată dacă el numai și ieșise din... Doamne ferește, s-a auzut el în telefon și nu i-au dat lui. El tot e așteptaș. De-am când am venit acasă, el tot numai oare la ușă cineva suna, oare el. El nu știe și poate s-a dus undeva aici și am ușa să vii. Și de-am trebuie să-i spun că el așa tare. Era stresat? Da. Cum așa, unii, nici unul, și telefonul el suna și nu răspunde nimeni. El... Cum se gândea, că las că îți duc și ei, dar ce nu răspund? Și deja când el a început să discute, să vorbească cu dumneavoastră, ce v-a povestit, ce își amintește el? El a zis că ține minte că l-a îmbrăcat mama și s-a suit în mașină. Și mai mult. Doamna Lucia, dar de ce nu ați mers cineva din părinți acolo să-i aduceți acasă? Sau nu ați avut posibilitate? Dar de ce trebuie cu mormântările, cu... Acolo este
ruda asta lui, sunt din sat mulți. Le mulțumesc tare mult la toată lumea care ne-a ajutat și a ajutat când în 4 zile i-a adus acasă pe amândoi. Și toate cheltuielile au fost suportate de moldovenii care erau acolo. Da, de acolo și nu numai moldovenii, au zis că tot nația, tot omul care a auzit așa l-au ajutat. Ca să duci doi la avion ăsta. Cu avionul i-a adus? Cu avionul, da. Cât de mare era durerea asta când a fost adus fiica acasă, știind că a plecat pentru un viitor mai bun acolo, în Rusia? Nu înțelege nimic. Durerea mea. Numai așa care pățești, că așa m-a pus să înțeleagă. Eu, fata, am avut. Ce vârstă avea când s-a întâmplat accidentul? 27. Da, generile? 33. Dar în ce an a plecat doamna Lucie în Rusia? El de mult trăia. Da, e după ce s-a căsătorit, undeva prin 2010 așa s-a dus. A născut aici băiețelul, eu a lucrat la Călăraș, soră medicală, și a ieșit de-am în decret cu băiețelul și pe urmă s-a dus acolo. Mai întâi el a plecat și după care a luat-o șpia. Da. Dar ei s-au dus cu totul să stabilească că, acolo sau că temporar? Avea și bă, cu totul, că ei s-au făcut casă acolo. Adică s-au stabilit cu totul acolo? Așa eu când îi ziceam ei, chiar zicea că am făcut casă, zic, eu așteptam să vii mai aproape, dar tu ți-ai las că să venim noi, până când cât suntem tineri, și de-am aici. Dar el ce lucra acolo? El cu ușă, cu atcoasă fășe, cu reparații fășe pe el, apartament. Pe el. Construcții? Da, da. Dar dumneavoastră, ia când a plecat, dumneavoastră i-ați permis să se ducă? Și putem să-i fac. Dacă soțul i-a zis să ducă, cam deodată nici el nu prea vroie, că așa-i de departe și... Dar pe urmă, a luat băițelul și s-a dus. Dar până a plecat, ei stăteau la dumneavoastră? Da. El, ginerile lucra acolo, dar ei stătea la mine. N-ați fost niciodată la ei să vedeți cum trăiesc? Nu, că spuneau că n-a să gătim tetas, atunci azi vă chemăm. I-au mai fost plecat undeva peste hotare cu el împreună sau nu? Nu. Eu lucrat la Călăraș. Și-a născut băiețelul și au stat vreo 2 ani aici la Moldova și s-a dus la dânsul. Doamna Lucie, când ultima dată ați discutat cu ea înainte de accident? La 8 martie. Ei pe 12 s-a întâmplat. 12 martie. Și cum era ea? Ce ați discutat? Vesel era, dar nu mi-a spus că să duci. E trebuie să mai era un băie de la Moldova. Și tot vreme îți dușeau împreună, îi chema pe amândoi. Dar în ziua și ea numai pe dânsă o chemată. Băietul și ăla nu o chemată. Dumneavoastră la ei nu ați fost, dar ei acasă când au fost ultima dată? Sau ea cum s-a dus, nu a mai fost deloc ea acasă? Ea a fost în 2014, noi am făcut nuntă la băiatul meu. Și eu a fost, dar el nu a fost, el nu putut să vii. Cu băiatul ea a fost? Cu băiatul a fost. Și ce v-a povestit? Îi plăcea viața de acolo? Sau totuși era mai bine acasă? Când vinea, când ședea acolo, parcă îi părea că-i ghine. Când vinea acasă, se dușea cu lăcrimi, cu... Era deprinsă mai mult acasă, nu a fost așa dusă, nu... Dacă ați întoarce timp înapoi, cred că nu i-ați mai dat voie să pleci. Noi mai dădeam și noi dădeam. Pe cazul accidentului, a fost pornit vreun dosar acolo în Rusia? Sau... A fost. Și la ce s-a ajuns? E că când mi-a spus că eu mama la băiat și-a lăsat să-i dea lui Mișa apartamentul ei, dar eu n-am vrut. S-a fost apartamentul lui. Da, dar el cum mama lui să-i dea casă, e tot l-a pierdut pe dânsul. El a murit. Fișorul ei. Și eu cum să o dau afară pe dânsa și eu unde să rămâi. Adică judecata a decis
ca nepotului dumneavoastră să-i se plătească despăgubiri și urma să-i dea apartamentul. Da. Și dumneavoastră ați refuzat. E tot cu așa scârbă a rămas. Fost al lui, da, era altfel. Dar așa cum... Doamne ferește, se întâmplă chiar și la mine. Să vii să mă dei afară și nici eu a fost vrut și așa ori... Dar statul rus, v-a plătit ceva de spăgubiri, doamna Lucie, sau nu? Din Rusia ați primit ceva de spăgubiri? Nu. Nici bani pentru mormântare, nimic? Eu de mai aici nu știu. Poate le-o dat care a fost acolo, dar... Vă spun că tare v-a ajutat lumea. Dar cetățenii avea doar ginerile dumneavoastră? Da. Fiica urma să primească băiatul? Parcă am înțeles când ziua și când ei se duceau, atunci trebuie să le dea. Dar cu casa lor ce-a rămas de acolo din Omsk? Casa lor e moșul lui, că când a rămas, se uită după dânsa, se îngrijește, că când întrebau ce să fac, să o vândă, să o... Da, mă lăsați să vedem ce face din băietul. Adică nu vă gândiți să o vindeți? El era mitel și auză vorbă și zice că casa mea nu se vinde. Dădeam un vede, să mai crească. Dar este făcut ceva acolo, lucrări? Da. Se poate de trăit acolo? Nu, eu ridicat, au pus ferestrele. Da, o alăturea, alta. Și acolo trăiau ei? Da. Și deocamdată nu vă gândiți să o vindeți până nu crește nepotul, să decide el. Da. Pe urmă el și-a zic și treaba să văd voi la casa mea, acasă la părință, la... Mihai, vreau să te întreb, ce ți amintești tu din Rusia? Cum era acolo? E numai un apartament, îmi amintesc, la Nano. Ședeam o lea cu grada când mă șcam acolo. Ai vrea să revii înapoi acolo, în Rusia, unde a trăit mama cu tata sau nu? Să trăiesc, nu știu, dar să mă duc să văd tot cum e acolo, să mai amintesc, da. Am înțeles că a rămas casa părinților acolo. Mhm. N-ai vrea să revii acolo, să trăiești în casa în care, pe care a ridicat-o mama cu tata? Sau e mai bine aici, la bunica și la bunielu? Da, acolo și să fac singur. Poate și să mă duc, dar nu uita ca să trăiesc acolo. Aici, de când stai cu bunica, cu bunielu, cum e viața? Chine. Îți place? Da. Tu ai 15 ani, da? Ce clasă ești? A 8-a. Ce vrei să devii când o să crești mare? După absolvirea celor gimnaziului, școlii, ce vrei să... Unde vrei să te duci să înveți? La Bălț, la Colegiul Tehnic Feroviar. De ce e acolo? Acolo este mai mult cu... Eu o să mă duc de agent de mărfă, dar sunt și mai multe profesii, de-am nu le știu puteri. Eu îți doresc multă sănătate. Mulțumesc. Îți doresc să devii ceea ce îți dorești tu și în continuare să o asculți pe bunica și pe bunielul, pentru că ei niciodată nu o să-ți dea sfaturi care nu o să fie în folosul tău. Mulțumesc. Și la cap, și la ciuruțele, amândouă erau rupte. Unul de sus, unul de jos. Sunt acum problemele? Da.
dacă așa era la dur, și maxilarul era, și nasul, și tot era înflat, n-al cunoșteam, n-al cunoșteam, dar după așa... Bunii mama și tata, de ce nu vine acasă? Tata cu mama sus, ei sângerași tăi, ei te păzesc, ei te văd, ei te culc, ei te scoală. Cât de des o visați? Chiar pe amândoi, măcar unul s-a rămas, unul s-a rămas, s-a avut ori tată, ori mamă. S-a îngropat în altă zi cumva, dar taman s-a nimerit când era ziua de naștere a lui Mișuca. Au fost înmormântați chiar în ziua băiatului, ziua de naștere a băiatului. Bunica, dar spune că bunielul să facă o scară, n-am să mă duc la tânăr să-i văd. Un grav accident rutier produs în Rusia în 2015 a luat viața unui cuplu de moldoveni. Este vorba despre Ion și Elena Paladi, de 32 și respectiv 27 de ani, originari din satul Obreja Veche, raionul Fălești. Și cu scârși s-a întâmplat. Dar el zice că a murit banii meu. Zic, dar de și Elenuța nu răspunde. Dar cu scârși, cum să răspundă dacă e tot e moartă? El și de el... semafor și aștepta să treacă. Nu știu cum, de nu l-a văzut, că așa l-a venit direct în trânș odată. Și el totodată a decedat și el, băiet și ala. Mama la băiet și ala să-i deie lui Mișa apartamentul ei. Dar eu n-am vrut. S-a fost apartamentul lui. Da, dar el cum mama lui să-i deie casă, e tot l-a pierdut pe dânsul. O tăiat, că până l-a scos, el era vărătat în... În șer acolo? În șer. Da, fiica dumneavoastră? Fiica tot, era jumătate de față, n-am văzut-o. Da, Mișulic, Mișulic e în com, așa din reanimație. În poțelul? Da. Bunica, dar eu îngânic, tu ești mama. Dă-i telefonul, dă-i telefonul să-i sunu mama, dă-i telefonul să-i sunu tata. L-am învățat din nou a merge, așa. Mi spune spuncioruțele lui pe miele, prin care doar nu înțelege nimic durerea mea. Numai așa care pățește, că așa și-a m-a pus înțeleagă. Doamna Tatiana, dumneavoastră sunteți mătușa Alenuții. Vreau să vă întreb dumneavoastră, cum ați aflat despre tragedie? Cine v-a spus? Noi ca la țară am dus vașile la cereat, am dus laptele. Și am venit acasă și, mă rog, de-am ceai, ca dimineața. Și ne sună un om de aici din sat și îmi spune, doamna Tatiana, zici că îți spun ceva, dar nu știu, tante lui ce știe, oare nu? Zic, ce s-a întâmplat? Și el îmi spune, zici că a murit Vania lui Lenuța. Cum așa? Ce s-a întâmplat? Zici că și-mi pare că și Lenuța. Eu atunci am deschis ușile în părți și fugă la dânsă. Dacă eu ești trăiesc pe cărare, fugă la dânsă să văd ce e cu dânsă și mă gândim că e la laptuță. E în urma mea s-a dus. Și când s-a dus, zici că eu când am venit, iar răcânea, zici că și zici că Vania lui Lenuța a murit, dar deși nu știu. Și el schinuia să-i sune, să întrebe și s-a întâmplat și... Și nu-i răspundea Lenuța. Și atunci a venit sora lui cumnatul la bălț și s-a suit în mașină și s-a dus acolo. Și acolo i-a spus cu scracădă și că și Lenuța e, și Vania și Lenuța. Și eu a uicat acolo moarte și o străc eu cu aptețul să-i servie. Doamna Tatiana, cred că este și a fost o durere nu doar pentru părinți, pentru sora dumneavoastră, dar pentru întreaga familie. Întreaga familie. Că dacă e la mine aici au crescut, ei au trăit la bălți o bucată. Și când au venit în sat aici, cu copiii mei au trăit. Ei erau ca copiii mei. Cum era Lenuța? N-am cuvinte și fată era el. N-am cuvinte. Tare era, blândă și veselă și că ultima dată când s-a dus apă, e ca nora asta mea, a născut fetița, prima fetiță.
Și a venit și soțul meu, Dumnezeu să le că e mort și el de 5 ani. Îmi pare rău. Îi zici că în Albania eu mâine mă duc de-am și am venit să mi-au rămas bun, să vă văd sănătoși. Și parcă îi văd că el a scos o garafă de vin alb și să-și cinstească, să treacă, că l-a dus. A rămas bun. A luat câte lucțică de gen și râdeau și povesteau și sarmana când s-a dus, a ieșit la poartă și am trecut, așa plângea e. Și plângeam și noi și e. Știți, parcă îți duce la... Parcă simțea și avea. Parcă simțea și avea. Și e ca așa și-a rămas, s-a dus și nu a trecut mult. Da, la 8 martie e, ne-a sunat, ne-a felicitat puteri pe mama, pe mine. Asta ultima discuție pe da, care ați avut. Da, ultima discuție, că e așa, deci e mama Tania. Mama Tania, deci că... S-a luat seama de mamica, de tăticul, că sunteți alături și să-i ajutați. Nu-ți bate tu capul, că e sora mea, cum eu să o las pe dânsa. Și... Doamna Tatiana, dumneavoastră, probabil zilnic veniți la sora dumneavoastră. Zilnic. De ca 9 ani de când s-a produs accidentul, Enunța nu mai este în viață, o vedeți pe soră că s-a schimbat? Foarte mult. Foarte mult. Și eu, dacă vă spun că a crescut aici, la mine, Doamne ferește, Doamne ferește. Dumneavoastră aveți copii? Da, am 3 copii. Să vă fii sănătoși. Mulțumim. Sunt toți lângă dumneavoastră? Da, să ieși în sat toți. Nu li permiteți să pleci peste hotare? Nu, Doamne ferește. Eu tot sunt bolnavă, am și eu Amelie. Dar să mai fost vreunul mai departe, parcă îmi pare că n-avea să o mai trăiesc eu până am uia. Dar așa e să ieși, că băietul e cu mine, fetele sunt lângă școală, în centru acolo. Sunteți o mamă norocoasă. Da, așa îmi zic femeile, că ești o mamă fericită, deci că fetele ți-a ieși, băietul ți-a ieși. 2 fete și un băiat aveți. Că atunci când a murit Lenuța, așa răcnesc și am plâns, zic, Lenuța, când ați vii vreme, zic, fetele mele la mine, ia să vadă că la mine vin și la tine n-a să vii, Lenuța, cum ați și băine mai ei. Foarte jelos, foarte jelos și măcar să-i îngropat în altă zi cumva, dar taman s-a nimerit când era ziua de naștere a lui Mișuca. Au fost înmormântați chiar în ziua băiatului, ziua de naștere a băiatului. Și noi când, dacă e nostru, venim în tătanul la dânsul, îi aducem câte ceva, îl bucurăm, mă rog, e copil. Apântâi ne împlem de plâns, de lacrimi. De lacrimi și pe urmă de a mai... Îl felicitați. Da, îl felicităm. Doamna foarte Tatiana, jelos, foarte jelos. Eu vă doresc putere la întreaga familie. Acum Mihăiță este cel care trebuie să-l susțineți și să-i fiți alături. Da, da. Putere vouă. Mulțumim. I-ați adus acasă? Câte zile i-ați ținut? Și apoi i-ați înmormântat? Duminică dimineață i-a adus și luni am înmormântat. Așa de repede? E vreo 4 zile o stat acolo și eu trebuie să mă duc la băițel, că de acolo m-a sunat. Și când ați ajuns acolo, nepoțelul era în reanimare? Da. În ce stare era? Ei, n-al cunoșteam. Unde era lovit? Și la cap, și la ciuruțele, amândouă erau rupte. Unul dici de sus, unul dici de jos. Tot negru, înflat, n-al cunoșteam, dar după așa... Și el s-a revenit? Da. Repetit din starea care era? Da, el s-a revenit, așa ne-a sunat de acolo, când în ziua și când ne-am înmormântat, că... S-a revenit și a început a trage din la aparatul și la... Când ați intrat la el, care a fost prima lui reacție când v-a văzut? El că când s-a bucurat, că gândi că e mama.
Știam eu că n-am șeptat vorghi, el se uita, nu înțelegea că el nu mă cunoștea, că așa mi-a pus și mască și așa pe ochi, că să nu vadă că eu plâng. Că... Și ați stat mereu acolo cu el la spital? Da. Cât ați stat în spital? Undeva vreo luni de zile am stat. Și dormeați acolo? Da. Îl hrăneam, ne arăta cum să-l învăț să merge, că el nu putea merge. Punem ciorocii lui pe miele și ieșăm în caridor și îl dușem o leac și apă obosă și ne așazam. Din ce bani v-ați întreținut acolo la spital? Da, acolo ne dușea din toate părțile dușeau. Oamenii vineau și vă ajutau? Cu suflet mare dușeau, încă noi eu luam și mai dădem la alții, că el nici nu prea mânca. Dacă așa el îl dur, și maxilarul era, și nasul, și tot era... Și el nu prea așa mânca. Și eu tot din alt copilaș, acolo erau cu noi, ieși de eu să uit și... Dar pentru tratamentul băiatului ați plătit? Nu. Deodată ne-a spus că ați plătim, dar pe urmă a zis că nu. Adică știau că da. Băiatul a rămas orfan? Da. După o lună de zile, ce ați făcut? Ați plecat la ei acolo, la casa care stăteau, sau ați venit acasă, aici, în Moldova? Nu, ne-am dus la Ista, la Mișa Ista. Noi am umblat mult la reabilitare, am umblat. Eu dușeam în tata ziua. Și cât ați stat acolo în Rusia cu nepotul? Aproape 3 luni. Până cât uși de cât l-ați pus pe picioare? Da, da. Dar medicii ce spuneau? Că... Vă lăsăm să plecați cu el acasă, dar el treptat o să-și revină sau nu dădea nicio șansă că el o spășească, o să poată să meargă? Ne-au spus că el a să revie și tot bine, dar pe urmă să aveți probleme cu nasul. Probleme și sens? E ca cu maxilarul, cu nasul, cu... și este. Sunt acum problemele? Da, trebuie operația mea la nas să facem. Nu poate să răsufle bine? Da, și ceva... O băcat de carne, nu știu ce are acolo. Mm-hmm. Găimărit, nu știu ce spune. Îi trebuie acolo încă, dar au zis că e premitel și nu, încă nu e de... Aici, tot la Boză, era tot faramat și amoare semn. Un dinte e sărisă. Doamna Lucia, ați stat acolo 3 luni. Oricum, băiatul întreba și povesteați, și spuneați dumneavoastră. Deja i-ați povestit că mama cu tata nu mai este când ați venit în Moldova. Dar acolo și povesteați. Nu, eu acolo i-am spus. Acolo i-ați spus? Acolo i-am spus că el de-am... Bă, cum vă spun, că e ca ta. Telefoanele, să nu răspund nimic la telefoane, el să răspundă. Și într-o zi ne-a luat inima în dinți și i-am spus. Și el parcă nu înțelege. El îmi dădea întrebări. Da, de și, da, pentru și, da... Și eu de-am înlămurit, i-am înlămurit că ei sunt mormântați, ei așa. Ei, Doamne ferește, ce-a făcut în ziua aceea? Da, până... La ușa, la Mișa ăsta, nu știu ce-a luat el, cu farfișii. Atât ușa eu zdrepțănat-o. Nu ieșe un cuiet ușa și de acolo. Dar până atunci și povesteați dumneavoastră, unii mama și tata, de ce nu vine acasă? Hai și ne-o juca, haide așa, haide să scrim, haide să desenăm. Și apoi mai tădem medici ocupații, să facem pe mingi, pe balon, pe... și el cam... Dumneavoastră știați ce aveți în suflet atunci când el vă întreba și nu știați ce să-i spuneți. Da. Dacă l-am adus aici la Moldova și ne-am dus la cimitir, că cine a ratat el acolo la cimitir. Dar cum l-ați adus? După 3 luni ați decis să veniți acasă să-l luați. Ați făcut vreo procură sau care a fost procedura să-l aduceți în țară? Că eu nu putem să-l aduc fără aia asta. De asta v-am întrebat. Ați fost acolo la primărie sau care a fost procedura? A fost și la asistenta socială, pe acasă fost și acolo. Mult am umblat noi până l-am adus. Da, au vrut să vi-l dea? Da, că ideam, știi eu tăzi de cazul ăsta. Și ați făcut procură, vi s-a făcut procură pe dumneavoastră și l-ați adus? Da. N-ați avut probleme la... Nu. Când ați ajuns acasă, spuneați că ați mers la cimitir. Cine a decis ca să mergeți la cimitir? Dumneavoastră, cuscra dumneavoastră, băiatul voia să meargă? Eu am vrut.
Dacă n-am fost vreo două luni și de-am zis chiar să vadă el într-adevăr, că el... Lui părede, el, el nu prea înțelege el și... Și apoi... Eu lămurim că tata cu mama sus, ei sunt gerași tăi, ei te păzesc, ei te văd, ei te culcă, ei te scoală. Dar el îmi spune, zice că, bunica, dar spune că bunilul o să fac o scară, n-am tăi să mă duc la tine și să-i văd. Zic că așa ceva nu se poate, mișulică. Când ați venit cu el acasă, ați decis să rămână nepotul la dumneavoastră sau cu scravoia să stea la el, la ea? La mine, cu scravie nepoț. Dar eu n-avem, numai pe dânsul avem. Și ați ajuns la înțelegerea ca să stea la dumneavoastră? Dacă nu mai era el, nu știu, nu știu, eu nu-mi închipui ce aveți și bă cu mine, cu dânsul tare mult m-a luat. Ați fost la primărie, l-ați scris pe numele dumneavoastră? Nu. Familia la părinți. El a rămas în familia tatălui. Da. Și acum dumneavoastră cine sunteți în document pentru el? Sunteți tutori, l-ați luat... Da. Adică aveți răspunderea până la 18 ani? Da. Sunteți tutorile lui? Da. Doamna Lucia, ce simțeați dumneavoastră ca bunică, sunteți și dumneavoastră mamă, când l-ați dus dumneavoastră de mânuță în clasa întâi, la școală, dar nu era mama, nu era tata lângă el? Se rupe inima, șamonii se rupe când mă uit. Când mă duc pe la școală, pe la anul nou, pe la 8 marți, dar toți părinți sunt mă lui noi. Dar el, dacă era mai mult el, îmi spune că bunica-i zvila, da. Și s-a protie și eu încă nu eram, pe afară ieșești, gândie că eu n-a să mă duc. Cu cine seamănă? Cu mama, cu tata? Are și de-a lui mama și de-a lui tată. Discutați des cu el despre părinți sau nu prea? Nu prea, că el cam începe a... nerva. Dacă vrea el și are el și pe el spune, eu îl întreb, ții minte când era mitel? Și pe el spune și ține minte. Ține minte, văd, că când m-l duce la grădineț, când îl lua, și apoi are două avioane, tot la avioanele și alea, că ține minte că nu l-a sculat din somn și le-a dat tata. Și amul îi păstrează. Accidentul ăsta probabil l-a marcat și pe el. L-a scos el, asta, sus plină n-are. Dar la felul lui de a fi, adică la caracter, el a devenit mai închis sau discută cu elevii la școală, are prieteni? Da, are când și cum și el după, când e vesel, când e, eu știu cum îi vine lui și are el. El mă întrebă, și să-ți pe mama, pe tată. Și el spune când îi sază, când nu. E liniștit, vă ascultă? Da. Dar dacă l-am crescut, dimitel, ca pe a noștri, l-am... Eu știu, s-a fost așa mare, de nu știu cum aveșim. Dar cum vă spune? Bunica. La bunicii de acolo, din partea tatălui, merge? Da. Să duce, dar să duce mai rar, că el cu internetul aici, dacă este internet, apă, nu îi dai la internet. Dar să duce. Voi din ce bani îl întrețineți, doamna Lucia? Că până la urmă un copil e nevoie de bani, de investiții. Bunelul lucrează și apoi eu cu laptele duc la stat. Țineți vaci? Da. Tot pentru dânsul ne stăruim. De-am ne-am oprit cu tot și cu stroi și cu numai să ne ajungă pentru dânsul. Avem cu și-al îmbraca, cu și-al hrăni și vrea ce eu când niciodată nu i-am... El ce vârstă are? Am uși în martie 15. Să fii sănătos. De Dumnezeu. Dar cu el nu ați discutat, nu l-ați întrebat niciodată, ar vrea să revină acolo, în Rusia, unde a trăit mama cu tata? L-am întrebat, dar el îmi zice că... A, să vedem, oare să vând și să vină aici și să cumpăr ceva, dar deodată vreau să mă duc să văd. Soțul dumneavoastră, eu știu că durerea unei mame nimeni nu o să poată liniști.
Dar soțul dumneavoastră, cum a trecut el peste moartea fiicii? Greu a trecut și el. Eu m-am dus la Surgut vreo 3 luni în sat acolo, el singurie la casă, scârbă, dișa la lucru, el să fășea mâncare, el cu pe afară, la ora 5, scula, tot vremea îi suna, când veniți, când veniți. S-o, și el tare, s-o... Eu, femeile mai plâng, dar el ține tot în trâns. S-o închis sufletește. Da. Era la noi fată cu minte, deșteaptă. Nu strigat odată la dânsa să-i obișnuim, ori nici, nici băietul, nici scumință, să ne ascultă. Durerea asta sufletească, e devine mai grea sau deja dumneavoastră ați acceptat situația și că nu mai puteți face nimic, nu mai puteți întoarce înapoi? Nu, mai grea. Deși e mai greu încă. Parcă deodată îți pare că am ușa să mă suni, am ușa să vii, poate nu-i drept, poate nu mai vine și nu mai vine. Cât de des o visați? Nu prea, înainte mai des o visam, dar mă nu. Și vă spune în vis când o visați? Era veselă tot vremea, eu urghem parcă cu dânsa, zic, Lenuț, că tot vremea când venea, păi fășeam zamă, și plășea ei, colțunașă. Mâncare ca la mama acasă. Da, da, și eu parcă o întrebam tot prin vis, Lenuț, și mâncare să-ți fac, mă mic? Să fac zamă și așa, așa, deci că nu. Să-mi faci friptură și măleghe să-mi faci. Asta era mâncarea ei preferată? Nu era preferată, dar nu știu și atunci ei mi-au zis așa. Dacă tot vremea era zamă, de-am înșeaz, când de-am mai schimbă. Doamna Lucia, cum credeți dumneavoastră? Ce s-a întâmplat asta în familia voastră, cu fiica dumneavoastră? Nu știu. Chiar înainte de a începe interviul, dumneavoastră povesteați că Adrian, n-am greșit la nimeni, suntem niște oameni liniștiți, da. N-am făcut la nimeni niciodată un rău, dar uite că s-a întâmplat asta în familia noastră. Cum credeți dumneavoastră? Cui ați greșit? Parcă la nimeni. Eu chiar atunci când nu avem scârba asta, chiar ce-mi, Doamne, Dumnezeule, și chiar pe amândoi, măcar unul s-a rămas. Unul s-a rămas, s-a avut ori tată, ori mamă. Dar dumneavoastră cu și ochii îl priviți pe Mihăiță, știind că crești fără mamă, fără tată? Ei, toată vremea mă doare inima când mă uit la dânsul. Sunt lucruri de-a fiicii dumneavoastră pe care le purtați dumneavoastră și nici acum nu le puteți lăsa așa într-o parte, să uitați de ele? Sunt, are lănțujel la gât, mai are brățare, le țin acolo în casă. Dar sunt o parte care le purtați dumneavoastră? Da, da, că când parcă ni stă mai ușor. Parcă o simțesc pe dânsa când... Frica asta că dumneavoastră este băiatul acum la dumneavoastră, dar v-a mai rămas băiatul. Frica asta a unii mame a devenit mai mare, doamna Lucia? Da. Mă tem și când se duce și mă uit după dânsul. De-am și Maxim când se duce undeva tot să aud de ghine, numai de ghine să aud. Mereu cred că stați cu telefonul în mână, unde ești când vii acasă? Ei, de asta da. El zice, și atâta mă suni, dar trebuie să știu unde ești, la oară să iei acasă și... Doamna Lucia, eu vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc multă sănătate, multă putere, că acum nepotul este cel care vă motivează să mergeți mai departe. Pe fiică nu mai puteți întoarce înapoi, pe ginere nu mai puteți să-l întoarceți înapoi, dar nepotul este cel pentru care trebuie să trăiți, să mergeți mai departe, să aveți puteri să-l creșteți, să-i oferiți dragostea de care el nu a avut parte, din mama și dragostea de tată. Și eu tot mă rog la Dumnezeu să ne dea sănătate, să-l creștem, să-l vedem măcar săracul, că n-are nici frate, nici soră, nici mamă, nici tată. Puterea dumneavoastră și mergeți înainte. Mulțumim frumos! Atât pentru astăzi. Cu voi a fost Adrian Prodan. Dacă aveți istorii de viață care merită vorbite, ne puteți scrie pe rețelele noastre de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi.